vorbim despre serviciul extern și știu că dumneavoastră ați pus un accent foarte mare pe diplomația economică. Ați anunțat faptul că este unul dintre obiectivele mandatului dumneavoastră, în mod cu totul justificat, firește, și vroiam să vă întreb dacă ați avut discuții cu colegii dumneavoastră privind și atașații economici din ambasade, fiindcă până la urmă ei sunt în linia întâi a diplomației economice românești, și dacă vor fi și evaluați, dacă, nu știu, vor fi impulsionați să aibă o activitate mai laborioasă și mai orientată spre rezultate. Mă vedeți, jurnaliștii pe bună dreptate ne întreabă mereu care sunt prioritățile, pentru că totdeauna orice mandat are priorități. Și aș spune că sunt trei feluri de priorități. Priorități punctuale, sunt apoi priorități materiale, dacă vrem, și priorități strategice. Dar dați-mi voie să mă refer, pentru că a spus această întrebare, la cele punctuale. E clar că sunt patru priorități punctuale, adică priorități tangibile, realizabile în mandatul de până la alegeri, așa cum i-a angajat guvernul. Este Schengenul, intrarea completă în Schengen, deci este visa waiver, deci liberalizarea vizelor cu America, este instalarea în cea mai mare măsură posibilă a diplomației economice pentru a avea un impact mai bun al politicii externe și asupra absorpției de investiții externe și asupra măririi exporturilor românești, și al patrulea, realizarea diplomației, să spune așa, științifico-tehnologice, pentru că și aici e un câmp nou, un câmp imens, de o importanță crucială. Atunci, într-adevăr, vă confirm că diplomația economică rămâne o prioritate punctuală, dacă vrem, o urgență. Ce facem aici? Poate ați observat, sigur, prima chestiune a fost să adunăm la o discuție împreună cu Ministerul Economiei, pentru că, într-adevăr, atașații economici țin și de Ministerul Economiei. A fost această discuție, în urmă cu mai bine de o lună de zile, să vedem care sunt forțele. Doi, aici în Minister se instalează o direcție, direcția diplomației economice, tocmai pentru a urmări cele două componente, absorpția de investiții și mărirea exporturilor românești. Cine conduce? Încă nu a fost numit, acum, săptămâna viitoare am spus că e săptămâna direcțiilor. Deci, în legătură cu primul indicator, ca să vă dau un exemplu, vedeți bine, avem o relație excelentă cu Statele Unite ale Americii, din punct de vedere politic, relație excelentă din punct de vedere militar. Absorpția de capital american este totuși sub nivelul mărimii, dacă vrem, acestei țări, a țării noastre, a României, sub nivelul potențialului american. De aceea, acum lucrăm, de pildă, ca în cadrul acestui task force, care se convoacă pentru prima dată, task force-ul care gândește aplicarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Avem 140 de proiecte deja adunate și încercăm să punem o mișcare încât să absorbim mai mult capital american. Dacă vreți în export, chiar mă uitam înainte de venirea dumneavoastră pe un ultim raport, România din produsul intern brut scoate la export abia 30%. Ori e micuț încă. E micuț încă. Deci trebuie să lucrăm. Sigur, ținta ar fi aici cam 50% să se intre pe canalul export. Deci vedeți ce importanță are. Deci direcția economică, vă las imediat, vă mai dau doar un element. Sigur, spuneam că direcția economică e o altă componentă a acestei mișcări, și trei, dumneavoastră aveți dreptate, trebuie făcut o evaluare. Cum să vă spun, fără ofensa vai de mine pe cineva, dar totuși trebuie să aducem aici personal, cum să spun, mai proaspăt ca pregătire, trebuie să ieșim din rutinele tradiționale și să avem atrații economici care știu cum se asigură atragerea de capital, de investițional și exportul. Din ce arii vedeți atragerea acestor oameni? Aici vedeți, sigur, aici sigur vine o evaluare, nu vă ascund, țară de țară, pentru că se înțelege dacă o țară e una din cele care nu avem mult capital de atras, e prea puțin spațiu pentru exporturile noastre, atunci acolo s-ar putea să nici nu amplasăm un atașat economic, pentru că toate costă, deci e prea bine.
dar de unde atragem? După părerea mea, trebuie să fie ca pregătire economiști, ingineri, arhitecți, pot fi și alte pregătiri. Problema este aici de capacitate de a rezolva probleme de investiție și de export. Vă referați la parteneriatul strategic cu Statele Unite și la componenta asta economică insuficient dezvoltată în perioada care a trecut și există o problemă pe agenda de actualitate referitoare la interesul companiei Chevron pentru România și pentru exploatarea gazelor de șist. Știu că în programul de guvernare era anunțat un moratoriu privind exploatarea gazelor de șist, iar a fost criticat de, în mod deschis de ambasadorul american, dar nu s-a mai, deci de la programul de guvernare nu s-a luat o decizie. Se va impune acest moratoriu sau nu? Sau ați avut discuții cu partenerii americani? Discuțiile sunt în continuare, au fost discuții și la Chicago, au fost pe această temă, au fost discuții și la București între timp. Deocamdată lucrurile sunt în așteptarea unei analize, în așteptarea două analize, de fapt. Analiza impactului exploatării gazelor de șist, impactului pe mediu și impactului pe sănătate. Deci rezultatele ar trebui să le avem, cred că în 2-3 luni ar trebui să vină rezultatele, cel mult, dar deci deocamdată, cum să zic, nu e vorba de a respinge acest program, nu e vorba de a respinge nici de cum firma Chevron, e vorba de aceste analize care trebuie făcute. Aceasta a fost, de fapt, și ideea din programul de guvernare, să se vadă exact efectele și să iau decizie în cunoștință de cauză. Ați avut semnale de la ambasadorii statelor occidentale privind îngrijorări suscitate de situația politică și situația economică. Companii străine au dat astfel de semnale, mai formal sau mai informal, și, în mod sigur, l-au transmis și reprezentanților lor în România. M-ar interesa dacă reprezentanților și-au exprimat aceste îngrijorări. În legătură cu? În legătură cu diferite aspecte care se întâmplă. Cazul hidroelectric fiind unul dintre ele, foarte mulți analiști spuneau că ceea ce s-a întâmplat cu hidroelectrica a struncinat încrederea investitorilor străini în economia noastră, i-a făcut să fie mai rezervați, întrebându-se ce surprize i-ar putea aștepta dacă... Nu a fost. Să vă spun foarte sincer, punctual, deci vis-a-vis de hidroelectrica, n-a fost nicio obiecție, nici în discuțiile cu ambasadorii, nici în discuțiile cu alți reprezentanți diplomatici, nici unul nu a adus cel puțin în acest minister vreo obiecție. Dacă e să fim sinceri, și trebuie să fim ca cetățeni foarte sinceri și ca responsabili, problemele care se ridică de către diplomați în legătură cu activitatea economică din România sunt două. Din nefericire sunt recurente, sunt probleme care revin. Birocrația exagerată și corupția prea extinsă. Deci acestea sunt cele două probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm ca români, ca cetățenii acestei țări, instituțiile trebuie să le rezolve în primul rând, să înțelege aici în toată discuția cu oricare dintre țările mari care urmăresc viața economică din România, aici ne cantonăm la aceste două teme foarte importante și care trebuie tratate foarte responsabil și, sigur, guvernul actual caută să dea soluțiile încât să ieșim din continua bănuială că suntem și prea birocratizați și corupți.